Doamnelor și domnilor, împreună cu domnul Horia Constantinescu, șeful ANPC, începem un experiment, sigur, în prezența dânsului. E un aparat, căruia nu-i fac reclamă, nu spun de unde provine, că nu despre asta este vorba, care e omologat în câteva zeci de țări, de exemplu, e și în Italia, care e țară membra Uniunii Europene, așa cum am spus, și încercăm să aflăm care este calitatea mărfurilor expuse în supermarketurile din România. Bă, da, s-a închis, l-ați încărcat, că trebuie că, ba, se deschide. Așa? Măsoară concentrația de nitrați, în primul rând, și de radiații din aceste produse, inclusiv carne pe care o avem expusă pe măsuța mică de lângă noi. Aș începe, alegeți dumneavoastră, fructe sau legume? Ce ziceați că ați mâncat niște legume? Niște căpșuni interesante, da. Da? Începem cu căpșunile? Să începem cu căpșunile. Am dat pe fructe. Când m-ați invitat aici, am crezut că o să le mâncăm și o să spunem celor care ne urmăresc. Hai să văd dacă le găsesc aici. Banana am văzut, pepene roșu, carambola, pepene galben, căpșuni. Bun, ar trebui... Ce fac? Înfig acele înainte de a alege produsul sau aleg căpșuni? Aleg căpșuni, începeți testul. Bun, hai să vedem și începeți testul. Îți spun norma care e 100, a trecut testul. Sunt bune. Da, bun. Haideți să le punem pe asta la pachet și să continuăm investigația. Continuăm investigația. Da. Trebuie să șterg, să-mi iau un șervețel. Să nu rămână căpșună pac. Așa. Hai să alegem o legumă. Un, ce să, un cartof, ceva. Hai să mă duc la legume. Apăs și să aleg un cartof. La cartof, iară, se pot întâmpla lucruri care nu ne plac. Deci, zi-mi de unde ați luat căpșunele, că e foarte important. Supermarket celebru, da? Ia, auzi, frate. Deci sunt căpșune bune în această perioadă. Bă, dar cartofii, cartofi dulci? Nu. Nici violet. Albi, cred. Cartofi nu există decât o bune, uite, dau din nou usturoi, cartof, gata. Unde e cartof? Uite. Ăla, cartof alb. Mulțumesc, domnule Constantinescu. L-am înfipt. Începem testul. Ce zice? Atenție. Opa. Este cu galben, deci nu e roșu. Norma e 250, concentrație de nitrat 490, dublu față de cât ar trebui. Conținutul de nitrat ridicat sugerează consumul moderat al produsului. Deci dacă mănânci cartofi de genul ăsta, nu e un cartof românesc. Atenție, e franțuzesc. Așa. Aș merge la un pepene, prietenul meu. Da. Așa, m-aș duce la pepene. Vă rog că și mie îmi place pepene roșu, măcar să-mi iasă din minte. Da, da. Să vedem, să vedem. Ăsta tot din același supermarket? De la Țăran? Mamă, din piață. Ce să mai înveți? Am înțeles, da. E ce peste pepeni, este? Pepeni timpurii, aș numi. Pepene roșu. Norma e de 60 de miligrame. Doamne ferește! Doamne ferește! Bun, dacă ar fi să te gândești că în funcție de cifrele astea câștigi sau nu la loto, mă gândesc că este rezultatul cel mai bun. Adică ești da, în pericol să câștigi 1000 de unități. 1000 de... față de 50, norma admisă. În mod... Deci asta ar fi norma. 50. 1000 înseamnă de 20 de ori. De 20 de ori. Concentrație mai mare de nitrați decât ar trebui într-un pepene roșu. Apropo de ce mi s-a întâmplat mie în urmă cu ani de zile, e bine... Se confirmă. Pepenele din piață are o concentrație. Dacă să ne uităm la portocale, pentru hai, că portocalele, bun. Nu știu dacă aveți și unul, aveți și mere. Haideți să vedem portocale și mere. Mă gândesc că sunt cel puțin în această perioadă anului alimentele recomandate copiilor. Da. Citrice, văd. Cred că astea sunt citrice. Citrice. Imediat, fructe, struguri, citrice. Am ales. Bun. Am înfipt. Domnule Constantinescu, apăsați noastră până începeți testul. Așa. A trecut? A trecut testul. Portocala. A trecut testul. E o perioadă deci, totuși rezonabilă. Haideți să începem să le punem deoparte ca să trecut, să le iau eu pentru diseară. Ok. Să-mi spuneți și cum a fost cu gustul. Conținut scăzut de nitrați. Deci e mai mic de 30 cât ar fi fost norma. Foarte aceste interesant. Interesant. Bun. Merele. Merele. Într-adevăr, pentru că, uite, am ales măr verde. Măr, bun, nu cred că e acel măr verde ăla, da. Este la mărul, Crișor. Mărul galben ăsta e polonez, ălalt da. E românesc. Deci începem cu mărul polonez, sunt că ați vorbit despre el. La cum arată acesta, apăsați, este românesc. Apăsați un pic, începem testul. Da, să nu pară că am vrut să sparg aparatul. Gata. Ca să favorizez.
A trecut. A trecut mărul polonez. Da. Ăsta galben e polonez? Ăsta nu poate fi românesc, prieten, pentru că merile în România, dacă nu știți, se coc toamna. Da. Și mă întreb până în primăvară, când nu se coc merele, cum a reușit să reziste. Poate și-a dat cu cremă din aceea pentru piele hidratantă și de aceea a rămas total nezbârcit. Hai să vedem pe ăsta pseudo-românesc, pentru că e clar vorba domnului Constantin. Sau poate l-au cultivat niște români, dar în Spania. Două secunde și atunci singura legătură cu România este cu legătorul. A trecut. A trecut și ăsta? Da. Bă, românii sunt buni și iarna, mă, la mere. Deci da. Merele care cresc iarna în România sunt senzaționale. Pe de-aia a rămas atât de sănătos, că tocmai n-are nitriți, altfel s-ar fi zbârcit. Da, deci... Hai de roșiile, chiar sunt... Și astea sunt românești, lăsați-mă să cred, nu? Cum, astea șeriți românești? Pe nu știu. Așa scrie pe etichetă? Roșii cresc românești? Foarte mult pe pârtile, deschid general. Se cațără pe stâlpicele scaunului, dar sunt deci acele roșii de iernatice, că nu mai sunt omnatice. Ok, roșii... Stai, mă, ce faceți, mă, aici? Ați dispărut. Mi-au creat probleme astea. La cât a fost energia iarna aceasta, nu puteau crește nici o seră românească, că era mai frică afară, cred. Unde ați dispărut, mă, roșiilor, mă? Nu se poate așa ceva. Ce aparat este, mă? Choisum. A, deci e clar, ăsta e din... China. Bă, roșiile sunt legume, da. Ok. Pe care doriți? Haideți, astea gen da. Sherry. Ia, puf. Am fipt. Trecut. Au trecut. Da. Bă, ce piață e asta, mă? Sere din județul Timiș. Produs în România. Sere din Doamne județul ajută, Timiș. Doamne ajută, felicitări. Deci e incredibil, au trecut testul. Și ca aspect felicitări. Și iată că există șansa să mai mănânci românește. Și că și mirosul e la locul lui. Da. Vorbesc că nu le-au dat cu vreun parfum special. Deci au trecut testul. Dacă... Norma este 300 de miligrame per kilogram. Concentrație nitrați. Hai că le băgăm și pe astea mari. Am înfipt și aici. Trecut și acesta. Tot românești. Haideți să vorbim cu cine a făcut cumpărăturile, că sunt chiar interesat să dezvolt o relație cu persoana asta. Da. Bun. Morcovi? Morcovi. Hai să începem cu dovlecei. Hai să băgăm la dovlecei. Îi găsim? Există dovlecei? Dovlec, l-am șters. Nu, da, asta cred că e mai mult spre zucchini. Nu știu dacă e dovlecel. Da, dovlec, oricum, n-ai ce să... E singura opțiune. L-am înfipt. Și ăsta a trecut. Ce se întâmplă cu piața românescă? E din ce în ce mai bună. E din ce în ce mai bună, da. Da. S-au rămas urme de la roșii. Haideți ceapa, vă rog, și morcovii, pentru că nu există ca să fără o ciorbiță mâncare pe săptămână. Absolut. Ceapă, ia să mergem la ceapă, conopidă, dovlecel. Mamă, era și dovlecel, dacă ăsta era dovlecel și de fapt concentrația asta vă spun, altă. Da, era dovlecel. Ceapă, gata. Asta roșie, de care e? Nu e românească, bă, spaniolă. Trecut. Băi, nu s-au contaminat, mă, unii de la alții, de l-am șters cum trebuie ăsta și totul trece. A trecut și asta spaniolă. Spania nu e chiar o piață rea. Nu, cu siguranță. Serios, chiar nu e o piață rea și asta o știm. Ce să încerc? O banană? Uite, n-am făcut la banane. La banane bio. La banane bio ar trebui să apară... Eticheta e sigur bio, că scrie bio pe scrie ea. Bio, da. Da. Și acum dacă și banana... Hai să... Avem și carne. Sunt curios, carne românească, dar la fructe alegem... Bă, nu... Fructe, mă, de ce mi-apare carne? Fructe. Bun. Ajungem la banană imediat. Gata, banană. Am înfipt în banana bio. Test. 280, atenție. Atenție. Deci este pe galben, concentrație maximă 200. E deja banană bio. Banană bio, concentrație mult mai mare decât cea maximă admisă de nitrați. E bio. Poate de aceea este bio, care mai mulți nitrați decât bananele simple. Da. E normal să fie bananele bio? Eu am constatat că multe dintre produsele bioalimentare vândute ca atare, marketate ca atare, au probleme mari din punctul ăsta de vedere. Dovadă... Au început să, sper că nu-i reacția la banane, au început să înregistreze mărci... Stai să punem și în astea care nu sunt bio. În ar căror prezentare intră cuvântul bio. Și atunci spun, domnule, am zis că e bio. 290 față, atenție.
Alea câte erau? 280? 280. Se și vede că are 10% mai mult asta, da, sau 10 miligrame. Da. Da. Oricum, s-au nu e mare diferență. Împreună, s-au stat împreună. Transportul a fost comun. Mie mi se pare că singura diferență că asta are banda asta adezivă de jur împrejur, dar poate-s doar răutăcios. Vreau să văd pepenele galbeni. Sunt foarte curios cum e cu pepenii galbeni. Am avut surprize și n-au fost deloc ok chestiile alea pe care le-am constatat. Pepene galben. Am înfipt. Din ciclu am înfrânt. 350 pericol. Rău. Da. Rău de tot. Deci rău, după cum vedeți, pepenii sunt o nenorocire din punctul ăsta de vedere. Pericol, conținut excesiv de nitrați. Dați-mi voie să vedem dacă se topesc. Poate mă gândesc că sunt din alte față materiale. Față de norma de 60. Care ar trebui să fie de concentrație. Vedeți, avem tendința să vedem jumătatea goală a paharului. Da. Pentru un pepene atât de mic să ai de 6 ori concentrație mai mare, mie se pare că este un avantaj consumator. Dom'le, puteți să ții unul normal, cu doar 60 da. De miligrame, grame, ce ori fi așa. Dar iată că la aceiași bani poți avea de 6 ori mai mult. Nu e ca la whisky când tăria da. Contează. Aici da, bun. Concentrație foarte mare, dar nu cred că e în avantajul sănătății. Eu nu cred că se mai lipește niciun fel de variantă de COVID. După ce mănânci parte dintre legumele și așa, s-ar putea să reziști. Morcovi, hai că morcovi, vorba da. Domnului Constantinescu, sunt în orice bucătărie. Și păstârnacul vecinului. Și păstârnacul, castravete, avem varză, usturoi, ghimbir, sfeclă, dovleac, cartof, țelină, dovlecei, conopidă. Bă, da, morcovi. Ba da, morcov, l-am găsit. Poate nu sunt China. Da. Hop. Aș, am înfipt? 60, nu? Bine. Pe morcov stăm bine. Da. Din ciclu... Deci hai să vedem ce este. O salată da. De roșii, o supă clară, că încă n-am văzut carnea, banane n-are rost și la sfârșit ne putem avocado. Delecta. Avocado mă interesează, că eu sunt... Ăsta ce e? Un fruct. Mă, dar apăs pe fructe și apare carnea. De ce oare? Știe ce știe. Așa. Eu cred că, bine, era să mă gândesc că bio, el nu spune că fructul e bio, spune că gărgărița e bio. Da. A, da. Doamne, când aveți gărgărițe, dacă mișcă, ele zvi. Începeți testul. Avocatul ar trebui să fie ok, nu cred că poate e cu nitrați. Trecut. Deci... N-au ajuns nitrații la astea. N-au ajuns nitrații la avocado. Da. Bă, dân ce ne-ați spus aici, uite, struguri. Hai mă să încercăm și la struguri, că nu cred că... Și așa-s românești? Ne bate cineva dacă verificăm și... Nu-s românești, bine. Nu sunt, am înțeles. Sunt tot de pe părtile, de la Brașov, de la da. Predeal. Un strugure găsim. Struguri, gata. Am înfrânt. Eu știți ce ați vrea să remarcăm cu toții? Trăinicia celor, 30 de a trecut, trăinicia celor, au reușit să străpungă absolut orice. Dacă nici chinezii nu străpung orice. Da. Cam asta. Ardeiul gras, haideți. Ardeiul gras. Ardeiul dacă gras. Nici el, atunci cine? Da, la aici l-ați găsit. Aici, da. Nu cred. Deci cred că o să avem un șoc. Deci era să pun fi... ceapa lângă așa. Ananas și poate... Ardei gras. L-am gata. Am rezolvat-o. Trecut și acest. Ce ai făcut cu Roberta? De unde l-ai luat? Ai luat numai d-astea bio. Deci Roberta o cheamă pe cea da. Vinovată. Chiar aș da. Vrea să rămâne. Deci ai vrut să arăți că piața românească este excepțională. I-am umilit și pe italieni, și pe spanioli, și pe greci, și pe turci și în acest moment. Ce să mai... Am înfipt în dovlecești? Nu mâncăm pepene galben, pepene roșu. Nu mâncăm așa și banane. Cu bananele problematici. Da, bananele, da. Ciupercile, acum, dacă bag azotat și în ciuperci, nu. N-am ce să... Asta încarcă aparatul, cred că, dacă le băgați... A ieșit bine și cu căpșunile, adică ce să mai... Da. Carne. Cred că e o zi în care n-am fost foarte inspirați. N-ați vrut să călătoriți prea mult prin București să verificați marfa. Da, ea totul iese bine. Pot să mă ridic farful. În vânătă n-am înfipt treaba. Am uitat de vânătă. Carne. Pur și simplu carne, nu alegem, nu... Da? Nu, carne... Carne de vită. Asta credem noi. Nu știu acum dacă n-am eu una sau nu. Trecut.
A trecut. Da. Și asta? Care, dar vită românească, da? Să nu o gătiți, că, da, așa arată bine. Asta românească e mai țapănă, de felul ei. Ce aici am între pasăre porcul. Dân ciclu, exact. Cea mai bună pasăre porcul. Am înfipt. Începe testul. Cred că și asta e excelent. N-a fost crescut nici cu antibiotice. Trecut, nimic. Trecut. Și acum... înseamnă porc din România? De unde era? Tot de la Timiș sau? Nu, nu știi asta. Să, la piept să aveți grijă să nu stricați sutienul. Mă, dacă și ăsta trece, mă, nu știu, înseamnă că aparatul e... Asta zic și eu, cred că aparatul dă de fapt niște cifre aleatorii. Trecut, este a trecut perfect. Și asta. Da. Deși puiul e ok, fiind da. Românesc. N-a fost crescut cu... Dar bine, cu nitrații la pui, la carne, cred că e mai dificil. Eu cred că vreți să lansați mai facem, că poate un s-o sistem putem... de livrare și de aceea, adune măcar... Mai încerc o dată la pepene. Nu, mai încerc la pepene că m-am supărat. Să mai încercăm o dată la pepene, că totul a fost perfect până acum. Să ne reamintim cât de bun sunt pepenii de pe piața românească. Pepene roșu, am înfipt. Da. Hai mă, să verificăm și aparatul, că suntem oameni cinstiți. Da, oameni, tot pericol. Da. Da. Jale. Jale. Deci, totuși aparatul funcționează. Am prins niște produse bune. Acolo unde, să zici, supermarketul. Dar lăsând gluma la o parte, chiar aș vrea să știu de unde au fost cumpărați pepenii. O să aflați. Și cel roșu și cel galben. E un lanț celebru. Este un furnizor celebru. Lanțul comercializează. E un furnizor celebru. E un furnizor celebru. Vânăta, da? Vânăta cred că e ok, după cum arată. N-am mai înțepat-o la început? Nu, n-am înțepat vânăta? Băi, ce memorie aveți. Vinete. Coapte? Mamă, aici intra mai greu treaba. Dar, în general, plasticul este. 750, rău. Pericol, agresiv, rău. Da. Rău. De am spus că plasticul s-ar putea să fie, da. Da, da. Cu ceara de deasupra n-a mers. Vânăta, deci este o concentrație de 2 ori și jumătate mai mare decât 2 ori. Și radioactivitatea? Și jumătate. E altă variantă de testare? Nu, nitrații doar. Nu-mi dau seama, l-am găsit eu. Cred că e și radioactivitatea. Conținut excesiv de nitrat sugerează pericolul consumării produse. Deci vinetele, pepenii, bananele problematice în acest moment pe piața românească. N-are rost. Acum nu o să verificăm chiar tot. Lasă acest aparat aici. Radiații, da? Perfect. Ia uite. Nu, observația este excelent. Am un pic și ce facem? Ce fac cu radiația? Nu știu. Nu mă pricep la asta. Se înfige la fel? Că nu scrie începe testul. Nu, cred că e în încăpere. Cred că radiația e în încăpere. Da, e bine. Pe regulă. Deci n-au pornit ăștia arma psihotronică aici. Ne lasă să supraviețuim. Intrăm în setări și poate că facem și cu radiații la altă dată. Cât mai avem din emisiune? Cam să trebuie să vorbim ceva. Da. Domnule Constantinescu, constat că aveți și o latură funny a activității noastre, pe lângă umorul inconfundabil pe care îl aveți. M-am uitat la solicitările cu care se confruntă comisarii. De exemplu, o femeie, bine aici probabil că sunt cazuri patologice, a reclamat polițiștilor că este gazată de vecini și vizitată de extraterestri. Dar am un consumator insistent, îmi transmite mesaje și pe numărul meu de telefon pe care l-am făcut, unul dintre numele mele de telefon pe care l-am făcut public, care niște vecini care pun varză murată și condițiile în care pun varza murată nu sunt proprii consumului uman. Nu știu acum dacă la este un dealer de varză murată, că tot sau este o balcon, furnizor, da, nu într-o curte și primește și poze sugestive. Acum îmi cer scuze că, nu știu, dacă se uită la emisiunea dumneavoastră, dar cred că fiecare poate să mănâncă gura lui ce vrea. Deci, poate vrea el cu nitriți, poate așa își dorește să se alimenteze. Da, dacă facem într-un uz propriu. Eu tare cred că extraterestrii pe care îi tot vedem în filme sau în așa zisele filmări, nu știu, top secret, suntem noi din viitor, după ce am mâncat așa ceva și de-am devenit fie verzi, fie alb cu ochii mari, reacția este... Și ăștia, da, și ne-am... De fapt, noi ne întoarcem să ne spunem, bă, terminați, nu mai mâncați. Hai să reparăm... Bă, nu ți-am zis în emisiune că nu mai mănânci pepene. Ce-am greșit, da. Da, ajunge alb. O domnișoară din Constanța s-a plâns că a rămas gravidă din cauza unor prezervative de proastă calitate. Știți ceva despre cazul ăsta? Cu siguranță nu e al meu.
asta pot spune dacă... Nu știu cum și-a dat seama că... Păi s-au rupt prezervativele. Amândouă s-au rupt, unul lateral și al doilea în vârf. Na, mă, faceți să mă duc cu mintea prea departe. Vă rog să trecem, să trecem peste casă. Da. Mai aveți... mai la Vaslui. La Vaslui s-a întâmplat o situație. Vecinul doarme în pielea goală în balcon. Asta e de protecția consumatorului cazul sau? Eu cred că este de fapt de o structură specială. Pentru că, sigur, dacă doarme acolo în balcon, în Vaslui, știind care sunt riscurile la care se expune, repet, în Vaslui. L-o fi dat soția afară din casă, nu e bine pentru el? Adică, probabil că de milă a sunat la protecția consumatorului. Nu, el a spus altceva. Dom'le, la ce să mă mai și îmbrac, dacă oricum știți că se zbunea despre zona respectivă, că acolo țâșnește oportunitatea de a întreține aportul la fiecare pas, și probabil din comoditatea când ies din casă, ești direct dezbrăcat, ca să nu ratez. Da, nu mai intrăm. Am văzut că și un brașovean a fost nemulțumit de păpușa gonflabilă pe care a cumpărat-o. Apropo de... A spus că o doare capul, știți că erau bancurile. A apărut un banc de curând care spune că un cetățean a reclamat un lot de păpuși gonflabile la OPC, la protecția consumatorului, pentru că pe fiecare dintre cele cumpărate, fie le durea capul, fie avea o zi proastă și atunci și-a dat seama că n-a reușit să... Da. Bune, vă întreb, ce fac oamenii specialiști în situația asta? Omul s-a plâns că se desumflă partenera și are dopul acum, deși are dopul montat. Haideți, repet, să vedem jumătatea umoristică a situației. Da. Dacă scoate și sunete, atunci este într-adevăr jenant. Dar dacă doar se înmoaie sub greutatea lui, ar trebui să-l facă să se simtă bărbat. Da. Ce să se întâmple cu roboții sexuali când o să apară? Vă dați seama ce provocări pentru autoritatea națională? Vă dați seama că fie nenea, fie tanti din ecuație vor avea posibilitatea să pună pe off partenerul? Da. Și să repornească seara de unde o lăsaseră? Bă, da. Fanii, bă, da. Simpatic, bă, stai că mă uit la meci, off. Vă dați seama ce se va întâmpla cu Sebastian? Pauza la meci, on, stai de vorbă, adun și mie floricele sau cele, berea, da, off. Da, acum poți să dai din ceva, da, mișcă-te. Ce se va întâmpla cu parteneriat între bărbați și femei e de lesne de înțeles. Vorbim niște schimbări sociale puternice, provocările pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor fi uriașe, nu prea e de râs asta, pentru că probabil așa se va regla și sporul populației și problema cu suntem prea mulți. Lucrurile astea în 20 de ani vor intra în alt registru. Tendința de a ne limita la un univers cât mai, nu știu, restrictiv este din ce în ce în mai mare vogă. Pentru că fiecare dintre noi, fie dat de experiențele trăite, fie din dorința de a sta puțin la adăpost de, nu știu, viteza cu care astăzi circulă societatea, începem să ne creăm un microclimat. Și nu cred că este bun pentru cei ce urmează. Mă uit la copiii din jurul fiului și fiicei mele, unii dintre ei se dedică, au proiecte, au vise, au lucruri pe care și le doresc, iar alții se limitează la ecranul telefonului. Ambii copii, la mine cel puțin, folosesc telefonul strict pentru a suna părinții sau a face o poză și a ne-o trimite, nu pentru a sta la nesfârșit în aplicații. Ceea ce vedem în aplicațiile acelea ne arată clar că încet, încet lucrurile astea nu vor mai conta. Vor întinde mâna, vor lua alimentul de pe masă, vor mânca pentru că ei vor fi permanent conectați la această sursă de viață, de informație care a devenit telefonul. Da, rețin pe lângă o serie de aspecte și o serie de sugestii pe care le-ați dat autorităților și o serie de semnale pentru ca statul român să devină, să fie mult mai implicat și mult mai puțin obedient în anumite situații, rețin faptul că undeva există o tristețe pe care o percepem cu toți în acest moment și sugestia de a ne transforma în niște producători pentru a avea totuși o viață mai sănătoasă e una pe care am intuit-o de mult, fiecare cu barba lui, ceva de genul ăsta. Asta nu înseamnă că nu ne putem solidariza în țara asta și că nu putem să ne construim un viitor ceva mai sigur și mai puțin dependent. Au fost ani exodului din mediul rural către mediul orășenesc. Da. Eu cred și încet încet ne dăm seama că ne întoarcem la cântatul cocoșului, la miunatul pisicii. Contactul dintre copii și un mediu sănătos de viață, în sensul chiar
socializării, dacă îi pot spune așa, cu animalele cu care noi am crescut. Să n-ai o pisică, un cățeluș, să nu răsfrânge asupra lor sentimentele pe care la rândul tău le primești de la familie, cumva întrerup un ciclu natural. Da. Te motivează, te încarcă, fie de bucurie, fie de tristețe, la un moment dat te familiarizează cu trăirile și cu tot ceea ce urmează, de fapt. Și cred că nu o să fie niciun pericol să ieși seara în grădină, să stropești roșiile, să le culegi, să le mănânci și să fii sigur că este ceea ce trebuie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. A fost o reală plăcere, o ediție senzațională. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară de la ora 21. Mulțumesc Only for Men pentru ținută. Vă așteaptă și mâine un episod remarcabil. Două prezențe inedite. Veți afla despre ce este vorba, așadar mâine seară de la ora 21. Toate cele bune, rămâneți cu Metropola TV.